Bine ați venit, dragilor, pe canalul de YouTube al Călătoare în jurul lumii, Natalia Ciobanu. Și vedeți că suntem în Michigan cu prietenul meu călător, Nick Zoan. O să vorbim despre el, desigur. Deja ați văzut un vlog cu mică escapadă în Big Rapids. Iar acum mergem aici la un loc foarte frumos. Am vrut să zic lac și loc, dar lacul este nemaipomenit de frumos. Și veți vedea mici secvențe de, să zic așa, de momente petrecute în aceste 3 zile aici în Michigan. Yeah. Okay. Ready? We're in Amish country. Yes. You know Amish? Yes. We're going to go to Amish bakery now. Wow. Yeah. We got to pick up some stuff to school. Very good. Ultima mea seară aici în Michigan și noi gătim bucate. So what do you prepare there? Salmon? Can we see it? The salmon is in here. Would you like to see it? Yes, please. All right. There it is. Mm-hmm. Almost ready. Almost ready. Maybe 3 more minutes. Don't want to overcook it. No, but of course. I want to get the juices going. Yes. Yeah. Așa este bucătăria. Vedeți, noi am început să facem... iată și mămăligă! Am făcut așa ceva pentru mămăligă. Este și brânza de oi, care o să pun sub mămăligă, să fac urs, dacă știți. Și iată legumele care sunt făcute... sunt făcute de Nick. Sunt, ce este acolo, ciuperci, ardei dulce, nu știu ce mai pus, sweet potatoes, cartofi dulce. Mergem mai departe, să vă arăt puțin în casă. Adică e cottage, un fel de cabană de vacanță. O să vedeți. Noi suntem chiar aici, pe malul lacului. Cum se vede, vedeți cât e de bine făcut veranda aici. Aici noi vom mânca și acolo noi jucăm seara și vă duc sus să vedeți cum este făcută casa. Deci aici jos, aici este o cameră, nu știu câte persoane pot să fie, este și aici o cameră. Și mergem sus. Și aici va fi o sărbătoare de 50 persoane. E făcut așa ca, să zic, în un fel de hostel pentru, uitați-vă, anume pentru copii. Aici este o altă camera, aici este atelierul lui Nick, pentru că el este un mecanic profesionist, zice el, autodidact, de fapt. Și aici este camera mea,
Mi-am pregătit deja hainele pe mâine de dimineață, la 3 trebuie să mă trezesc. Dar pentru mine este o experiență nemaipomenit de frumoasă să fii cu o familie întreagă și încă nu sunt toți, în orice caz am văzut, ei sunt 3 frați, adică 2 frați și o soră și, și am văzut verișori aici, sunt, dacă nu mă greșesc, sunt 26 de familii, dar trebuie să mă întreb pe Nic, pentru că sunt 6 generații, 6. Wow. Interesantă istorie. Oh, we can't eat it whole. Yeah, okay, all right, there you go. All right, here we go, everybody's got some. Where's John? Where's he? Came in. We're looking for John, we're looking for... He's probably washing his hands, and Chad. Chad. I go get Chad. Okay. Why don't you get both of them? Praise God from whom all blessings flow. Romanian, very traditional bread, like. Oh, yes. Pofta bună. Pofta bună. Pofta. 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 Bună. Pofta bună. Okay. And you might find that Ziploc bag inside one of the drawers. Can I have more? That's good. Yeah. Put it in, it's like a little thing. Yes, foarte nepoliticos din partea mea, dar vroiam să vă arăt că acest salmon, pește roșu, a fost făcut cu rozmarin și cu sare mășcată și ulei de măsline. Și a fost făcut așa ca să fie puțin culoarea roză, pe grill, numai decât pe grill. Aceasta este o... să zic așa, foarte original, pentru că a fost gătit de un bucătar din Vietnam și Nic a luat rețeta de la el. There you go, I love the rhubarb. The rhubarb. I love the rhubarb flavor. There's nothing like rhubarb. Why we have to wear a suit where parts of my rear end are hanging out of both ends of it. You yeah, know, that's, this that does was, not in, this is not enhanced performance. That was an interesting decision. Great cousin is my brother, and your great aunt is my grandmother. We're all related to each other. I wrote that. She wrote this song. Oh, you! She wrote this song. It's on the wall, and she would like to see it. So I'm going to take a picture of the original song. Yes, you can. It's a small video. John Cusack and was not right, and he was taken off the show. I can't remember. He got in trouble. Thank you.
Wait, how many does he get to throw? He gets four. Wait, oh god, I'm so confused. I'm like, me too. Ooh! What is even happening? He's very well. Oh! Okay, so the 75 for me. Your turn. And just all sorts of birds. Oh no! Yes. Stoplight. There's a couple places. Green light. That I've been to over the years. So we're just going to go that way. And. Oh, wait. Oh, wow. What am I not? This road is going to go this way. And I will call this my second. So I'll take a sheep. So you're there now. Did you like it? Yeah. Off on Chucky's grave. Mm-hmm. Are you all done with the hammer? Okay. Oh my god. What is the rule? Play. Play. What are you doing? Deci cam de ascuns de așa de... Play, we can't all deci nu știu care e regula. What is the rule? Just... Deci nu știu care e regula, copiii nu știu, dar jucăm. Okay. Sasha! Sasha! Okay. He has to come. But he knows he's captive? Yeah. Sasha! I saw you! Okay, so you saw Sasha, he's free. And now how long do they have to run again? I don't know, I forget this part. Ah, so Sasha is free? Well, he should have been jailed. Ah, okay. Clay, I forget how this part works. I get to run again. Yes, but... yes, you get to go hide again. Okay, give me like count to 20 or something. But it's never finishes. Well, when he catches everybody, you know. But it's very difficult. Yeah. I saw Sasha. You must go to hide them. Yeah, you must go look for them. Yes. Și iată că am ajuns în Parisul american. De fapt, unde este și aici un tur Eiffel. Deci, e foarte interesant. În America, mergi dintr-un stat în altul și tot ai mici surprize de asta. It's old! Yeah. Salmon and brown trout. Salmon? Salmon and brown trout. Fish in milk cans, okay. Maybe we should buy the salmon here. Maybe, if we can. If we can, yes. Oh yeah, they are bigger. Well, these are the big ones.
Ați văzut că este scris no fishing, deja s-au schimbat lucrurile. A zis o doamnă aici că ea când era copilă venea aici și prindea pește, dar nu știe de ce, din ce cauză nu se mai poate de prins pește. Și aici, chiar în Parisul american, este un parc pentru rulote unde oamenii vin pe vară sau pe o perioadă mult mai îndelungată și își petrec timpul liber sau chiar poate viața de pensionar. Pentru că așa este în America. Unii nu mai au case, își vând casele și atunci merg cu rulote prin America întreagă și atunci nu mai au de plătit taxe. Este viața mult mai minimalistă și mult mai aventuroasă. Deci ne aflăm într-un magazin gigantic, Meijer, care este un magazin, de fapt, local, ceva de genul Walmart sau Aldi, doar el se află, după cum mi s-a spus, aici în Michigan. Deci este ceva, să zicem așa, o mândrie locală comercială. Și acum noi facem cumpărături, acum și o să vă arăt cam cât a costat toate cumpărăturile pe care Nic le-a făcut și să vedeți ce s-a întâmplat aici chiar la casă. A fost o femeie care și-a dat seama că și-a pierdut banii și Nic i-a plătit cumpărăturile. Foarte frumos din partea lui, dar nici nu mă miră faptul pentru că este un om foarte generos. Deci un căruț plin cu cumpărături costă $192. Wonderful it is here. It is nice and yes. Pretty, yeah. Noi ne luăm rămas bun din Big Rapids. Este și inscripția familiei. Mina întreabă de mașina. Care e istoria mașinii? Yeah. I'm saying like everybody asking for the car. That's right, they all want to know, that's right. Wait, how old is it? What year is that? Yes. Yeah, that's what they all want to know. Yeah. Deci a cumpărat-o când avea 15 ani. So here in Michigan we can have the permit at 15 years old. No, not anymore. Not anymore, but it was the time. That was back in those days. Okay. Deci aici se putea de avut permisul de conducere la 15 ani, deja nu mai este. There is another state here where we can have the permit at 15 years old. No, not anymore. Only 18? 18 is a federal rule, I think. Okay. I think it's a federal rule. The whole country has to be that way now. Okay. Deci înainte era fiecare stat cu legile sale. Și acum mai sunt legi, dar pentru permisul de conducere este federal și la 18 ani. There. Sunt 23 de orășele numite Paris în America. Okay. Interesting. Mm-hmm. Yeah, probably all the southern states do. Yeah. Yeah. Și adaug Georgia. Ceva. Michigan este cunoscut nu numai pentru porumb, dar și pentru mierea de albini. Yes, nice. I have this one. The blue thing. Yeah. It's very nice because it's soft. Yes. You can jump on it and you don't hurt yourself. And they can roll up inside of it and they roll around on it. And it has sort of an unstable feeling when they're running on it. It's a great balancing game. Yeah. This is the picture that I took you the other that I sent you, yeah. All right. Take your two. Maybe I'll take. Okay. Yeah, you have to fire from here. Come on! Yay! 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 Yay!
Era mulțumit că a pierdut pentru că vrea să joace altă joacă. Just remember that's your operative word. No. Do you ski? Start the game. Do you ski? No, but I play golf. Okay, easy now. Good for you. Do you play golf? Well, I'm in a league. I just played it today. Oh, wait. I'm trying to figure out how to do this. Where's the pants? Where's that? Și nu se termină atât de ușor această joacă. Ce să zic? Sunt pe picior de plecare. Sunt ultimele momente pe care le trăiesc aici cu familia lui Nick Zoa. A fost o experiență foarte frumoasă, neașteptată. Am fost invitată pur și simplu să vin să-l întâlnesc după un an și jumate. Și mi-a zis că va fi câțiva membri din familie, dar nu mi-a spus că vor fi, adică pe tot acest teritoriu să vă arăt. Sunt 26 de cottage-uri, cabane, unde ei vin vara și stau aici luni întregi, unii vin chiar și iarna, pentru că aici este zăpadă și fac ski. Uitați-vă cât de frumos, chiar aici pe malul lacului. De 6 generații. Chiar e o excepție, căci nu mai există așa ceva pe aici, prin America, să fie atât de uniți. Și am văzut cu câtă dragoste familială, câtă împlinire sufletească, se ajută, vorbesc, cântă, se simt bine, nu se critică unul pe altul, nu sunt conflicte, e o liniște așa, știți, oază, m-am simțit atât de bine. Și acum îmi rămân doar 3-4 zile, adică pe 7 august trebuie să fiu deja în avion. 7 august, pe coasta de est din America. Asta este legea și cu aproape lacrimi în ochi trebuie să plec din America. Ce să zic, Nick Zoa a fost pentru mine o binecuvântare ca să-l întâlnesc cu un an și jumate în urmă. Un an jumate. Între Liban și Cipru. Și iată că acest om de multe ori îmi scria, vrea să aibă notăți la mine și când am văzut că a scris o carte și desigur i-am zis numai decât trebuie să ne întâlnim, el cu mare inimă m-a invitat la el acasă și și-a deschis nu numai inima, dar și familia sa. Ei m-au primit chiar foarte, foarte frumos. Sunt uimită de așa primire din partea americanilor. De fapt, să vă spun sincer, cu excepția experienței pe care am avut-o atunci când am fost în bar, dacă cei care văd, adică vizionează toate vlogurile mele și vă aduceți aminte cât de șocat am fost atunci când am intrat în bar și acei bărbați au vorbit atât de urât, și cu excepția militarilor din Hawaii care cereau sex de la mine, nu am avut, așa să zic, experiențe neplăcute. Și chiar și acei bărbați care au cerut sex au fost foarte diplomatic, dar faptul că oamenii întotdeauna au fost drăguți cu mine, nu mă așteptam, pentru că noi avem stereotipuri. Deseori credem că oamenii sunt așa pentru că așa credem noi că sunt. Cumva punem frustrările noastre, dezamăgirile noastre, decepțiile noastre pe oameni. Eu vorbesc despre experiența mea, poate la voi nu este astfel. Dar în orice caz, eu am observat cu această călătorie, eu mă schimb, nu mai am aceleași gândiri, aceleași stereotipuri, aceleași generalizări, sau chiar dacă le am, ele dispar pentru că experiențele mele îmi arată opusul. Și, desigur, această experiență mi-a arătat că chiar și în America, un continent atât de mare, sunt familii cu valori și totul este posibil, desigur. Așa că vă mulțumesc că mă vizionați, vă mulțumesc că mă susțineți, nu uitați să dați un like, un comentariu, vin cuvinte în engleză. Și chiar să dați un share, vă rog foarte mult.